Bun găsit, iubiți telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii noastre Misiune și Comuniune. După cum ne este cunoscut, anul acesta a fost dedicat misiunii parohiei și a mănăstirilor și mai ales anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur. Am căutat în ultimele noastre emisiuni să prezentăm viața misionară a bisericii. Preotul în misiune. Ne aflăm în Biserica Română din Charleroi și invitatul nostru este Părintele Bogdan Florin Vlaicu. Bun găsit, preacucernice Părinte! Bine ați venit! Pe lângă Părintele, îl avem invitat și pe domnul doctor Dan, care îi spunem bun venit! Vă mulțumesc pentru invitație! Și pe doamna asistentă Ana, care se ocupă de partea socială a parohiei. Bine ați venit în emisiunea noastră! Preacucernice Părinte, sunteți cunoscut în televiziunea noastră și în țară pentru activitățile desfășurate, nu numai aici în țară, ci și la noi la București. Vreți să ne spuneți pe scurt care este activitatea dumneavoastră? Știm că sunteți pregătit, ați fost pregătit să deveniți inginer. Da, am început. De unde această pasiune pentru inginerie și pentru preoție? Da, bine, ingineria provine din familie, având în vedere că ambii mei părinți erau ingineri. Dar dragul față de biserică și față de credință a început în copilărie, când mergeam și petreceam vacanțele de vară la Mănăstirea Gapia și acolo am descoperit că se poate trăi și se poate gândi altfel decât încerca să ne impună societatea comunistă de dictatura ateistă. Și încet, încet am descoperit viața bisericii, credința și am colțit în sufletul meu dorința de a deveni preot. Și ca să concretizez această dorință, a trebuit să aștept căderea regimului comunist din România. Între timp, începusem studiile de inginerie la Politehnică, Facultatea de Tehnologie a Construcțiilor de Mașini, dar n-am mai avut răbdare și ultimii 2 ani i-am făcut în paralel cu primii 2 ani de teologie, așa încât n-am avut ocazia să lucrez ca inginer, dar am început deja să predau religie din facultate. Am urmărit introducerea religiei în școlile publice din România la începutul anilor 90, cu toate dificultățile pe care le-a presupus acest proces dificil. Și iată că, așa ca un arc peste timp, am ajuns să predau religie acum în Belgia. Sunteți profesor de religie în Belgia? Sunt profesor de religie în Belgia. În Belgia majoritatea preoților români lucrează pentru a-și putea întreține familia. Preoția este o activitate, o misiune pe care o facem benevol și avem șansa aceasta în Belgia de a putea lucra ca profesor de religie, pentru că în Belgia elevii pot alege liber între 5 religii recunoscute de stat, printre care religia ortodoxă și morala laică, iar de anul acesta s-a introdus și un curs de educație civică pentru elevii care nu vor să opteze pentru primele 6 opțiuni. Pot să vă spun că după ce am petrecut peste un deceniu la Paris, și am avut ocazia să-i cunosc bine pe francezi. Odată ajuns la Bruxelles, unde încă locuiesc, am constatat că multe clișee franțuzești despre Belgia sunt greșite, sunt exagerate și că belgenii, de fapt, pot fi niște oameni foarte simpatici, lipsiți de acel orgoliu exagerat și naționalist francez, care moștenesc un orgoliu imperial de altă dată. Belgia, fiind o țară mică și locuită de două comunități foarte diferite, ca și temperament și limbă, comunitatea francofonă și comunitatea flamandă, oamenii au învățat să fie mai deschiși și să aibă oarecare respect față de celelalte alte culturi. Iar într-un oraș ca Bruxelles, de exemplu, care e un oraș atât de cosmopolit, a fi străin, a fi emigrant, nu este neapărat un dezavantaj. În Belgia sunt creștini? Belgia este o țară cu străvechi rădăcini creștine pe care noi am încercat să le punem în evidență în parohia noastră și mai ales la acest hram de toamnă al parohiei, când sărbătorim pe Sfinții Mucenic Piat Romanul, care a fost apostol al Belgiei în secolul al III-lea. El a fost cel care a adus Evanghelia lui Hristos pe acest teritoriu pentru prima oară, el însuși fiind un străin, pentru că venea din Italia, din Benevento și fusese trimis de papa de la Roma, pe atunci toți erau de credință ortodoxă, așa considerăm noi, și de aceea ne întoarcem la Sfântul Piat, care amintește peste timp rădăcinile ortodoxe ale credinței creștine din Belgia. Mai sunt și alți sfinți?
Sunt foarte mulți sfinți, sfinți mucenici, sfinți ierarhi, care au sfințit acest pământ cu predica lor, cu sângele lor. Belgia a fost o țară care a avut nevoie de mai multe evanghelizări. Prima a fost a Sfântului Piat și a celor care au urmat această evanghelie de, evanghelizare de origine meridională, romană. Apoi au venit peste galo-romanii deja creștinați triburi de germanici păgâni și a fost nevoie, în special franci păgâni, și a fost nevoie de o a doua evanghelizare care s-a făcut prin călugări irlandezi, dintre care cel mai cunoscut în această regiune este Sfântul Feuillan, Foiland. Și după aceea creștinismul a înflorit pe teritoriul Belgiei, dar astăzi, având în vedere secularizarea avansată a societății belgiene, consider că se resimte nevoia unei a treia evanghelizări contemporane pentru că oamenii să-și reamintească de credința în Hristos pe care în bună măsură au uitat-o. Iar noi încercăm în parohia noastră să le reamintim și fraților catolici că au un sfânt foarte valoros aici, pe Sfântul Piat, pe care îl cinstim și noi în Biserica Ortodoxă și care, din păcate, am fost uitat. Cum ați fost apreciat vorbind despre acest sfânt aici? Am văzut mulți catolici foarte interesați și care își amintesc de faptul că există o biserică Sfântul Piat la turneu, unde sunt și Sfinte Moaște, și interesați de descoperirea aceasta unui sfânt din această regiune a lumii, căruia belgenii datorează credința creștină și astăzi. Știu că ați fost și la radio la Paris. Cu ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Iosif, am creat o emisiune ortodoxă la Radio Notre-Dame, principalul post creștin-catolic al Parisului, și timp de 10 ani, o jumătate de oră în fiecare duminică, am prezentat viața ortodoxă din Franța și din lume la cel mai ascultat post creștin din Franța. Știu că ați lucrat și la Teologia Trinita, v-ați ocupat în chip despre icoane. Da, este o pasiune a mea, teologia icoanei, care aici se și concretizează prin aceste icoane pe care le vedeți pe iconostas. Am realizat o serie de 5 episoade numită Lumină din icoană, în care am prezentat noțiuni de bază de teologia icoanei, care, din păcate, este prea puțin cunoscută în lumea ortodoxă românească de acasă. Poate că ați fost și influențat de gândirea pariziană de la noi. Cu siguranță. Parisul a fost o ocazie de a redescoperi această teologie a icoanei și faptul că ea merită un loc de cinste în educația noastră creștină, fie că suntem episcop, preot sau simpli credincioși. Și am avut ocazia să susțin mai multe conferințe despre teologia icoanei la Paris, dar și la Bruxelles, în care să reamintesc fraților români, dar și catolicilor, despre această teologie pe nedrept uitată și care atinge esența credinței noastre creștine, credința în întruparea lui Dumnezeu. Temei icoane stă în întruparea Mântuitorului, exact. Iisus Hristos. De alminteri, ceea ce ne reprezintă pe noi ortodoxii este cinstirea chipului nemuritor al lui Dumnezeu zugrăvit pe icoane. Prefuția, vă mărturisesc că acest faptul că împreună cu soția mea, preoteasa Adela, am pictat în această vară aceste icoane pe care le vedeți pe iconostas, în condiții nu tot mai simple, pentru că am avut o lună de zile la București, la etajul 2, în plină caniculă, a trebuit să pictăm, deci a fost efectiv o asceză și ne-am dat seama, personal mi-am dat seama cât de mult se aseamănă pictarea unei icoane ortodoxe cu asceza vieții creștine și pe lângă faptul că la final rezultă o icoană care folosește credincioșilor în procesul liturgic, e o prilej extraordinar de a te apropia de Dumnezeu și de a te cunoaște pe tine însuți. Eu mă bucur că din purtarea de grijă a lui Dumnezeu am fost la sfințirea acestei catapetezme pe care dumneavoastră ați reușit să o faceți în această biserică. Este rezultatul muncii dumneavoastră și al Doamnei Preotesei. Are o specifică a lei care mi-a plăcut foarte mult, expresia ochilor, care caută oarecum să pună în evidență extazul în care rămâne omul la întâlnirea cu Dumnezeu, chiar în rugăciune. Ați observat foarte bine și ne-am încercat să evităm copierea servilă a unui stil străin. Se întâmplă astăzi în iconografia românească, unii se inspiră după iconografia rusă, alții după iconografia greacă. Noi am încercat și personal am încercat să merg pe izvoadele cele mai vechi, icoanele de la Mănăstirea Sfântei Ecaterina din Muntele Sinai, cum ați și remarcat, o discuție pe care am avut-o înainte de emisiune, picturile de pe pereții catacombelor de la Roma, dar și pictura românească de cea mai bună calitate, freșcele mănăstirilor noastre din Bucovina, de la Mănăstirea Hurezi,
Iată, deci tot ce avem mai prețios în cultura noastră românească. Părinte, cum ați reușit într-un an și jumătate să ajungi în această biserică catolică? Am constatat din experiența pe care am avut-o în diaspora românească deja de peste un deceniu, aproape două decenii, că aici trebuie să ai inițiativă și trebuie să ai curaj și să riști, să-ți asumi niște riscuri, că altfel nu faci nimic. Dacă aștepți să fii stăpân, cum ziceți, s-ar putea să treacă 100 de ani și să tot aștepți. Ori eu n-am vrut să aștept și am apăsat pe accelerație, dar nu singur, ci am avut oameni în parohie entuziaști care au urmat acestui elan și care, iată, au reușit într-un timp record să facă renovarea unei biserici care fusese abandonată deja de ani de zile și care avea pereții crăpați și mucegăiți și cădea tencuială de pe tavan. Numai dumneavoastră sunteți cel care oficia Sfânta Liturghie aici. Noi suntem cu chirie aici și așteptăm să devenim într-un sens mai propriu stăpâni. Preacuțiense, Părinte, cum găsiți misiunea dumneavoastră în această lume? Aș vrea să vă spun că Belgia este o țară în care ai multe lecții de învățat în domeniul acesta al misiunii, pentru că, pe de-o parte, este o țară cu un bogat trecut creștin, un creștinism de origine apostolică, Sfântul Piat stă mărturie. Pe de altă parte, este o țară extrem de descreștinată astăzi. Cu toată religia pe care o predați. Cu toată religia. Deci, în pofida faptului că în Belgia statul susține teoretic religia și biserica și salariile preoților și salariile profesorilor de religie din școli, cu toate acestea, tineretul belgian părăsește bisericile. Bisericile se golesc, bisericile se vând, bisericile se transformă în restaurante, hoteluri, birouri și așa mai departe. Ceea ce este foarte trist. E o criză. Este o mare criză și eu am subliniat asta și în emisiunea pe care am creat-o la Radio Trinitas, Vocea Română din Lume. Spuneam că, iată, românii vin dintr-o țară în care dictatorul Ceaușescu dărâmea biserici în anii 80 și tot Occidentul striga și îl critica. Și acum Occidentul dărâmă biserici aici și le transformă în altceva. În Bruxelles sunt zeci de biserici care sunt înstrăinate, sunt profanate și nimeni nu zice nimic, iar românii salvează biserici. Asta e un lucru pe care aș vrea să-l înțeleagă credincioșii de acasă. Că românii care au ajuns aici în diaspora mânează de grei și de nevoi, de sărăcie, de salariile mici din țară și așa mai departe. Odată ajuns și aici, nu se ocupă doar sau neapărat de îmbogăția personală, ci sau să trăiască mai bine. Și iată, salvează biserici de la profanare. Fie le cumpără, cum este cazul catedralei noastre de la Bruxelles, Biserica Sfântul Nicolae, care a fost cumpărată cu mari eforturi, sau Biserica Sfânta Parascheva, unde am înțeles că o să și filmați, fie le închiriază pe termen lung, cum încercăm să facem și noi aici, la Charleroi, și biserici care ar fi putut să devină orice altceva, continuă să fie biserici sub forma aceasta de biserică ortodoxă, iar catolicii sunt foarte mulțumiți de lucrul acesta, pentru că biserica este salvată. Am găsit preot catolic care a spus: noi așteptăm să veniți aici ca să preluați dumneavoastră, pentru că alminteri n-am mai făcut să lăsăm. Sunt preoți în vârstă și preoți tineri sunt lipsă. De ce această descreștinare? Cauzele sunt multiple. Este o criză profundă a Occidentului care a început de mult. Însă în ultimele decenii această criză a fost accentuată de o anumită bunăstare, oameni care au trăit bine și ca atare au început să creadă că e meritul lor că trăiesc bine și să nu considere că Dumnezeu are ceva de a face cu această bunăstare a lor. Apoi, o propagandă perfidă care s-a făcut prin mass media, și asta trebuie să recunoaștem întotdeauna, mass media de multe ori are valențele acestea negative de manipulare a publicului ascultător sau privitor, de spălarea creierilor chiar, emisiuni multiple în care biserica e pusă la colț și acuzată de toate relele. Au fost și niște scandaluri în care Biserica Catolică a fost antrenată în ultima vreme. Toate aceste lucruri combinate au dus la o răcire a credinței, la o depărtare a tinerilor de biserică. Această îndepărtare înseamnă o lovitură grea pe care o suferă chiar poporul, ca să-l îndepărtezi pe Dumnezeu din viața unei cetăți și să te crezi pe mai departe că ești bun înseamnă că nu înțelegi în ce lume trăiești. Cum apreciați felul în care trăiesc viața? Care e concepția lor despre viața mare?
Eu am urmărit cu mare interes fenomenul acesta secularist și ateist încă din perioada anilor 80, când eram doar elev pe liceu. Și căutam argumente pentru a-mi susține poziția și perspectiva pe care o aveam. Acum însă argumentele ies în întâmpinarea ta, dacă chiar vrei să fii sincer și să vezi lucrurile așa cum sunt. Să înțeleg că trăiește drame aici. Exact. Deci viața a luat o astfel de turnură încât a depășit și multe filme de anticipație. Lipsa credinței, lipsa oricărei perspective creștine asupra vieții, a dus ca un popor întreg, cum este poporul belgean, să accepte niște legi care intră în profund dezacord cu cele 10 porunci date de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai și care sunt baza nu numai a creștinismului, dar și a iudaismului și chiar a islamului. Pentru că în 2002 Belgia devine a doua țară care doar la câteva luni diferență față de Olanda legalizează eutanasia, dreptul de a muri în demnitate, cum spun ei, care înseamnă sinuciderea asistată. Deci din 2002, de peste un deceniu, oamenii sunt omorâți în mod legal în această țară și tot în același an a fost legalizată căsătoria homosexuală, care a fost un atac grav la demnitatea familiei creștine și care a fost urmată la puțin timp după aceea de posibilitatea adopției de copii pentru astfel de cupluri. Din păcate, lucrurile nu au făcut decât să agraveze în ultimii ani și cu viteză din ce în ce mai mare de când sunt eu aici, de 3 ani de zile, aproape vreau să vă spun că urmăresc săptămânal cum lucrurile se agravează, pentru că am știri, sunt abonat la fluxurile acestea de știri. Este un institut de bioetică aici la Bruxelles, care este foarte atent la tot ce mișcă în domeniul acesta și care are un buletin de știri săptămânal sau uneori și mai des, în care te anunță ultimele noutăți. Și anul trecut, pe 28 februarie, a fost promulgată o lege prin care s-a extins eutanasia la minori, indiferent de vârstă. Avem în emisiunea noastră un medic care a asistat la multe nașteri. Domnul doctor, ce părere aveți despre aceste legi? Din fericire, eu nu sunt implicat în mod direct în această situație. Comunitatea noastră medicală, marea majoritate fiind comunitatea medicală fiind marea majoritate fiind creștin ortodoxă, încercăm să dăm un exemplu prin comportamentul nostru, prin participarea noastră activă la viața bisericii și prin sfaturile pe care reușim să le dăm persoanelor pe care le întâlnim. Sunt mulți medici în zona aceasta? Noi suntem o comunitate destul de mare. Nu cred că greșesc dacă spun că aici la Charleroi suntem aproximativ 50 de medici în zona aceasta. Deci la cele două mari spitale la care sunt în zonă. Marea majoritate a medicilor participă, marea majoritate e destul de dificil spus, dar mulți participă activ la viața bisericii și la viața creștină. Noi ne vedem foarte des, mai ales în momentele de sărbătoare și sărbătorile sunt ținute și respectate de această comunitate pe care eu o frecventez destul de des, măsura timpului. 50 de medici români. 50 de medici români. Și asistente, ne spune doamna Ana? Da. Asistente sunt multe și foarte multe. Spitalele sunt pline de asistente medicale. Sunt mândră că sunt asistentă medicală și mai ales pacienții care povestesc atât de frumos și cu așa mare plăcere când vin de la spital și spune, doamnă, după accent sunteți româncă. Da, de unde știți? Pentru că la spital m-a îngrijit un doctor care avea același accent și era român. Cu atâta plăcere vorbesc, de câtă căldură umană îmi dovadă și e impresionant. Cum stăm cu natalitatea în acest colț al lumii? Natalitatea este foarte bună. Din
din păcate, în ultimii 2-3 ani, natalitatea a scăzut un pic în Belgia, dar este foarte bună. Noi la CHU Charleroi avem la cele două maternități 2500 de nașteri, iar la cealaltă maternitate, care este o maternitate catolică, se numește Notre-Dame, au și ei vreo 2500 de nașteri, deci asta înseamnă 5000 de nașteri pentru o comunitate, nu știu dacă spun corect, dar cred că este o comunitate de 300-350.000 de locuitori. Părinte, câți copii români ortodoxi ai botezat anul acesta? Aș putea să vă spun că de puțin timp de când există parohia, 2 ani și jumătate, deja avem aproape 50 de copii botezați. Aveți o biserică vie? Da. Și majoritatea dintre ei vin și se împărtășesc în fiecare duminică, aduși fie de părinți, fie de naș, ceea ce e o mare bucurie. Deci deja avem mici credincioși ai parohiei care au 2 ani și pe care i-am botezat aici. Am văzut că era biserica plină de copii astăzi și chiar mi-a plăcut zgomotul lor, pentru că acolo unde nu mai ai copii, nu mai ai viitor. Părinte, ce alte probleme mai sunt cu care vă confruntați ca misionar în acest colț al lumii? Da, trebuie să știți că o parohie din diaspora românească constituie un loc de întâlnire pentru români din toate regiunile țării. Noi avem aici o comunitate foarte unită de oșeni, alta de maramureșeni, bucovineni, apoi credincioși din diferite regiuni ale țării și fiecare vine cu tradițiile locale, cu calitățile personale să contribuie la bunăstarea parohiei, la acest climat de comuniune care trebuie să se creeze aici, iar preotul trebuie să fie deschis și atent să mulțumească pe toată lumea. Vedeți, de noaptea de înviere am încercat în slujba din noaptea de înviere să îmbinăm tradiții locale din foarte multe regiuni ale țării și au venit atât oameni din nordul, din sudul țării, din est, din vest, care ne-au mulțumit și au spus: Părinte, ne-am simțit ca acasă. Și asta pentru noi este cea mai mare răsplată. Este o mânghiere pe care o are român aici, departe de țară. Mai aveți dorul de casă? Desigur că am dorul de casă și vin în România ori de câte ori pot. Acum cu copii mici venim doar în vară, o lună și jumătate. Deci n-ați renunțat la titulatura de preot de București? Nu? Nici de cum și intenționez poate într-o zi să mă întorc acasă. Ce gândiți pentru viitor? Pentru viitor mi-aș dori ca parohia să crească, pentru că sunt încă mulți români în regiune care n-au aflat de parohia noastră. Încercăm pe toate posibilitățile să-i anunțăm. Acum, pentru acest mare eveniment, prima vizită a mitropolitului nostru Iosif aici și sfințirea, am făcut afișe numeroase pe care le-am pus în diferite locuri frecventate de români și sunt convins că astăzi au călcat aici românii care nu au mai fost niciodată sau nu au mai venit de la Paști și au rămas impresionați, sper, pozitiv de ceea ce au văzut. Biserica este în haină de sărbătoare și efectiv aici poți să simți că ești într-un colț de Românie, chiar dacă ești departe de țară. Activități culturale ați desfășurat în această zonă? Da, deci deja avem o cameră specială pentru copii în spatele bisericii, unde copiii au posibilitatea să studieze, sunt cărți pentru vârsta lor, apoi se ține o cateheză uneori la sfârșitul slujbei de către doamne din parohie, se colorează icoane care sunt expuse aici, avem o gazetă unde le expunem copiii să se simtă și ei importanți și în inima vieții parohiale. După statistici, creștinii cam cât sunt în țara aceasta? E greu să faci o statistică, pentru că mulți oameni aici se declară catolici numai din punct de vedere cultural, pentru că sunt născuți din părinți catolici, poate nu sunt nici măcar botezați. Deci, statisticile nu sunt neapărat cea mai bună cale de a afla adevărul. Mai degrabă te duci și vezi cam câtă lume ești la slujbă, într-o biserică de în centru, într-o care biserică sunt practicați. Da, și vezi că sunt puțin practicanți și foarte în vârstă. Da. Am văzut foarte mulți din religia islamică. Sunt? Cu siguranță. Bruxelles este, după statisticile oficiale, al treilea oraș islamic din Europa Occidentală, după Birmingham în Anglia, Marsilia în Franța. Populația islamică se apropie de 50% în Bruxelles. Sunt foarte mulți marocani, dar și turci. Și cu siguranță că ei sunt mai practicanți decât mulți dintre catolicii de origine belgeni. Și eu, predând religia, observ în școlile
din Bruxelles și din alte regiuni și din Charleroi, unde predau, observ că în unele școli majoritatea elevilor frecventează cursul de religie islamică. Și în alte școli sunt a doua comunitate de elevi după cei catolici. Ceea ce arată că ei sunt foarte legați de cultura și de religia lor și e foarte greu să intre în dialog cu o populație secularizată, care nu mai are niciun fel de legătură cu Dumnezeu. Ca profesor de religie, cine v-a ajutat mai mult? Cum i-ați adunat? În primul rând, sigur, noi predăm acelor elevi pe căror părinți au optat pentru religie ortodoxă. Dar de multe ori ajung într-o școală unde n-a existat niciodată profesori de religie ortodoxă. Și sunt elevi care așteaptă acolo de ani și ani de zile. Și mulți dintre ei nu află imediat că a ajuns un profesor de religie ortodoxă, dar abia după un an sunt înscriși un an la religie catolică sau la morală și apoi vin la religie ortodoxă. Am avut și cazuri, și chiar și anul acesta, de elevi care, nefiind de origine ortodoxă, nefiind nici măcar ortodoxi, fiind catolici sau în alte familii, și aflând de la colegii lor despre cursul de religie ortodoxă, s-au simțit interesați și s-au înscris la religie ortodoxă. Și iată, anul acesta am cel puțin 4 elevi, 5, care nu sunt ortodoxi. Dar s-au înscris și unul dintre ei deja este de un an la curs și s-a reînscris, ceea ce înseamnă că îl interesează. Dar așa este și meritul elevilor noștri români ortodoxi, care au, fac misiune în școală, da. Și asta este un lucru extraordinar. Dumneavoastră faceți misiune în spital? Le-ați vorbit despre ortodoxie? Părinte, să fiu sincer, cum sunt asistentă medicală la domiciliu, primul lucru când ajung în casa unui om, pentru că îngrijesc, să spun, toate naționalitățile. Mă uit în casă să văd dacă există un crucifix. Eu știu că dacă există un crucifix, cu siguranță cineva a fost catolic. Pot să vorbesc, pot să spun, pot să spun la revedere cu un Doamne ajută. Dacă nu văd crucifix, deja știu că am de-a face cu o altă religie la care nu-mi permit, dar la care îmi permit, o fac cu cea mai mare plăcere și să știți că sunt deschiși chiar dacă ei de ani de zile poate n-au mai discutat un subiect de acest gen. Ați invitat vreodată un preot la căpătul unui bolnav? Nu. N-am invitat pentru că n-aș putea să spun că am îngrijit români sau catolici, da, am avut, dar mă bucur că ei au făcut acest lucru din proprie inițiativă. Domnul doctor, un medic trebuie să fie misionar. Aveți adică dreptate. Trebuie să promoveze morala, dragostea de viață, de frumos. Ceea ce și fac... În meseria mea ne confruntăm foarte des cu probleme de etică și de morală. În fiecare zi. Nu există probabil zi să nu treacă, să nu avem un caz în care să nu ne confruntăm, să nu ne punem întrebări etice, morale și creștine. Eu pot să vă spun că prin atitudinea care trebuie să fie respectuoasă față de pacient, dar prin atitudine, prin sfaturi, încerc să-i readuc pe calea cea bună. Încerc să le spun și să-i îndrum spre spre o trăire sau spre o decizie care o considerăm corectă din punct de vedere al religiei și al moralei creștine. Vă gândiți și la sufletul lor? Absolut. Deci nu se poate ca, indiferent de medic, indiferent de religia acestuia sau de credințele lui, dacă nu se adresează și sufletului pacientului, nu are succes sau succesul este absolut limitat. Părinte, vreau să vă întreb, aici sunt foarte multe atei. Nu mai mulți ca la noi, dar cam în egală măsură. Mai mulți decât la noi, cu mai siguranță, cu mult mai mulți decât la noi. Toate statisticile și sondajele arată că România este cea mai religioasă țară din Europa
și că numărul ateilor din România este extrem de redus. Acelor care se declară cel puțin atei. Au plecat din țară. Aici ateismul a devenit o religie. Ateismul a devenit o religie în așa măsură încât așa numita morală laică predată în școli aici, care s-a dorit a fi, atunci când a fost ea introdusă, o alternativă neutră la celelalte religii, s-a constituit între timp, a evoluat între timp într-o religie laică, fără Dumnezeu, cu propriile sărbători, este fedul la laicite, sărbătoarea laicității, un fel de caricatură a religiei, dar fără Dumnezeu. Și decizia pe care Curtea Constituțională a Belgiei a dat anul acesta, și anume că nu este suficient de democratic să-i se propună elevului să aleagă între cele cinci religii recunoscute plus morală laică, pentru că morala laică nu este neutră, este angajată religios, este angajată filozofic, cum spun ei, și atunci el are dreptul de anul acesta să nu aleagă niciuna din cele șase, și atunci se face acel curs, a fost inițial numit în glumă curs de nimic, pentru că nu se știa ce se va preda, trebuia să fie o alternativă la toate celelalte cursuri filozofice, cum se numesc acestea, și în final se va preda un fel de educație civică pentru acești elevi care nu vor să opteze pentru niciuna dintre aceste religii. Și asta este o confirmare oficială a faptului că morala laică nu este un curs neutru, ci este un curs angajat filozofic, este o religie fără Dumnezeu. Și aici se ajunge atunci când ateii aceștia, care la noi încă sunt o minoritate, dar aici au devenit este probabil prima comunitate sau a doua după cea de catolici sau după cea de musulmani, nu știm, trebuie studiat mai îndeaproape. Fapt este că ei s-au organizat atât de bine și își duc lupta lor împotriva religiei și a religiilor în general, încât au și un program al lor vasiliturgic în care se întâlnesc, au sălile lor de ateism în care fac conferințe, deci au o întreagă viața lor socială și spirituală, între ghilimele, de atei. Părinte, lucrul acesta s-a mai întâmplat în Europa după Revoluția franceză și până la urmă s-a ales praful, că unde nu-i Dumnezeu, nu este nimic. Și important e noi să prezentăm alternativa cealaltă în care Duhul lui Dumnezeu pulsează în viață, în viața bisericii. Că dacă suntem duhovnicești, lumea este încântată de omul duhovnicesc. Și în lumea în care trăim, dacă noi trăim creștinește, suntem aluatul care dospin toată frământătura. Eu să înțeleg că trăirile dumneavoastră au la bază o experiență tristă, dar să sper că nu rău și nici păcatul au de spus ultimul cuvânt în viața Europei. Eu cred la o renaștere creștină a Europei și cum vorbeați de ultima generație de misionari, vreau să văd că sunteți chiar misionari din generația a treia, în numele Sfintei Trei, veniți aici. Și văd, dincolo de o muncă asiduă, și o reușită. Și sunt sigur că va fi așa, pentru că Dumnezeu lucrează în lumea aceasta și să fiți aici, și să aveți câtuși de cât să vă mișcați, și să aveți ucenici, și văd că aveți și ochi și mâini trimise în parohie, că spunem, după ce îi chemăm pe oameni la Sfânta Liturghie și îi învățăm cuvântul lui Dumnezeu, îi sfințim prin tainele bisericii, apoi spunem cu pace să ieșim, adică să mergem și spunem într-un numele Domnului, adică să mergem să fim misionari. Cred că ajutorul nostru este ca oamenii care sunt în biserică să devină ei misionari și aluatul care dospește toată frământătura. Și apreciez mult munca pe care dumneavoastră o faceți acolo și cred, domnul doctor, că noi românii avem o vocație sacră acum la începutul acestui mileniu, aceea de a-i reîncreștina pe oameni, de a aduce cuvântul lui Dumnezeu aici, că dacă nu unde nu-i Dumnezeu, nu-i nimic. Unde nu-i Duhul lui Dumnezeu, este Duhul demonului. Că știu la Sfinții Părinți că două sunt alternativele. Ori ești duhovnicesc, ori dacă nu te demonizezi. Și noi trebuie să prezentăm alternativa curată pe care poporul nostru a primit-o de la apostoli, părinții noștri au trăit-o, iar dumneavoastră, ca misionari, ați venit aici, în Occident, să învățați pe alții să trăiască creștinește. Eu cred în lucrul acesta cu tărie. Eu vă dau dreptate și aș vrea să vă dau doar câteva exemple care confirmă că lucrurile astea se întâmplă astăzi. Am dat exemple negative din viața spirituală a Belgiei, dar pot să dau și exemple pozitive. De-aia v-am provocat. Mărturia aceasta creștină se poate da și la nivel personal.
și fiecare dintre noi poate să o dea. Nimeni nu poate să socotească, sunt prea mic eu, cine sunt eu, n-am niciun fel de responsabilitate sau de putere de decizie politică, ce pot să schimb eu? Fiecare poate să schimbe și uitați, aici avem exemple vii printre noi, domnul doctor Daniel, care a descurajat atâtea femei să facă avort, doamna asistentă Ana, care vorbește cu oameni în vârstă care pot să cadă într-o decepție, într-o depresie și să dorească să fie eutanasiați. Și apoi avem exemple la nivel de comunități. Comunitatea românească dă un exemplu de creștinism trăit în viața de zi cu zi. Am avut creștini catolici din cartier care au trecut pe aici și au fost foarte mirați și bucuroși în același timp să vadă biserica redeschisă după atâția ani. Și s-au dumit ei cine suntem, că suntem români, și s-au bucurat. Au zis, iată ce, eu aici am luat prima împărtășanie, eu aici am fost enfant de chœur, cum spune, adică băiat la altar. Și mă bucur că biserica este din nou deschisă și că se slujește în ea, chiar dacă este o biserică ortodoxă. Pe de altă parte, v-aș da un exemplu recent care arată că creștinii, chiar dacă sunt minoritari în această țară, pot să dea o mărturie despre credința lor în fața unor legi în acestea anticreștine și antiumane, cum este cazul cu eutanasia aplicată copiilor, de exemplu. Înainte ca această lege să fie promulgată, anul trecut, pe 28 februarie, cum vă spuneam, la începutul lunii ianuarie, la inițiativa Arhiepiscopiei Catolice din Bruxelles, s-a organizat o priveghere la cea mai mare biserică din Belgia, așa numită Bazilica, care a fost o slujbă catolică, dar făcută cu foarte mult bun simț și trăgându-și rădăcinile din vechea tradiție catolică. A oficiat, sigur, arhiepiscopul Bruxellesului, monseniorul Leonard, care este un mare admirator al ortodoxiei și recunoaște asta public. Și a fost prezenți creștini din toate confesiunile, reprezentați la cel mai înalt nivel. A fost și mitropolitul ortodox al Belgiei din partea Patriarhiei Ecumenice și mi s-a cerut să reprezint și o biserică ortodoxă română la această slujbă. Sigur, noi ceilalți am asistat, am participat, dar nu am slujit împreună cu ei. Și cuvântul spus de monseniorul Leonard a fost o mărturie creștină curajoasă și lucidă în fața unei barbarii moderne, cum este această lege. Era un ultim apel la rațiune și a spus un lucru pe care nu trebuie să-l uităm nici noi în România. Faptul că o majoritate a populației votează o lege, sau a Parlamentului votează o lege, nu face ca acea lege să fie nici corectă, nici legitimă. Deci, pot exista legi impuse sau votate de majoritate, sau de o minoritate mai nou, și care să fie absolut ilegitime, contrare voinței lui Dumnezeu și contrare valorilor umane tradiționale. Și atunci noi creștinii suntem datori să reacționăm și să ne mărturisim credința noastră. Am fost martor la o conferință la București despre familie. Cel care a vorbit foarte frumos despre familie a fost un episcop catolic de aici, de la Bruxelles, în care a adus la cunoștința publicului marea tristețe că sunt foarte puțini care se mai căsătoresc. Drama aceasta pe care o trăiește Belgia și Europa Occidentală, pentru că sfântul pe care îl cinstim anul acesta, Sfântul Ioan Gură de Aur, totdeauna spunea să ne căsătorim copiii din tinerețe, ca să ne bucurăm și noi de copiilor, să vedem și noi copiii copiilor noștri. Deci lucrul acesta cred că ar trebui să-l punem la sufletul Europei Occidentale. Noi românii ne-am salvat în decurs istoriei că am avut cultul familiei. Chiar dacă fiii noștri au mai plecat în străinătate, ei pe unde s-au dus au fost purtători de lumină în lumea aceasta. În ultima parte a emisiunii noastre avem ca invitat și pe domnul Aurel Zamfir. Bine ați venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit! V-am invitat aici ca unul dintre cei mai vechi români care ați venit în Bruxelles. De câți ani sunteți aici? Din 1987. V-am invitat și pentru felul în care v-ați implicat în deschiderea acestei biserici.
Ce v-a determinat? Deci de 25 de ani nu avem o biserică ortodoxă aici în regiunea noastră. Deci întotdeauna ne-a lipsit, la românii care ne-am adunat aici cu timpul, ne-au lipsit această o biserică a noastră, o biserică ortodoxă. Venirea Părintelui v-a adus multă bucurie. Da, și a fost o idee bună, este un om activ, dinamic, care ne-a permis să facem ceea ce vreau să facem de multă vreme. Apoi să știți că ochii și mâinile și urechile preotului în parohie sunteți dumneavoastră, membrii Consiliului Parohial. Ați reușit să faceți o biserică frumoasă aici și să dați drumul cultului divin public pentru românii de aici. De aici înainte trebuie să îl sprijiniți foarte mult în activitatea pe care o desfășoară. Pentru că biserica nu înseamnă numai ziduri. Biserica înseamnă extensiunea socială a lui Iisus Hristos înviat. Viața de comuniune a persoanelor Sfinte Treimi extinsă în umanitate. Precum și comuniunea de iubire dintre om și Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt. Cam asta este definiția bisericii pe care o dau marii noștri dogmatiști. Deci, de acum înainte, dumneavoastră trebuie să umpliți acest lăcaș cu mulți credincioși pe care trebuie să-i adunați. L-ați ajutat. Ce ați făcut în ultimul timp în biserica aceasta? Lucrez în domeniul logisticii. Deci tot ce am putut să facem în domeniul ăsta am făcut. Publicații, imprimări, fotocopii, plastifieri, tot ce este legat de asta, plus o mână de ajutor în tot ce este tehnic. Am renovat biserica, am zugrăvit biserica, am cu oamenii din parohie, bineînțeles, dar a trebuit să dăm o mână de ajutor. Bineînțeles și organizarea, cum să zic așa, trebuie să ne organizăm într-o asociație, se cheamă un ASBL, o asociație sambir lucrativă, deci o fundație. Și asta trebuia să facem niște hârtii, să trecem să facem niște acte, să mergem la comună, deci să avem un statut legal, bine determinat și legal aici în zonă. Ce faceți aici de 30 de ani? Lucrez în spitalele din Charleroi. Este o sunt mai multe spitale în care lucrez, sunt 5 spitale în care lucrez ca responsabil de serviciu la logistica hotelieră. Logistica hotelieră cuprinde tot ce nu este medical, tehnic și informatică, este logistica hotelieră, tot ce este alimentație, curățenie, curier, deșeuri, restul, deci tot depinde sunt de noi. Sunt mulți români care lucrează în aceste spitale? Românii nu sunt foarte, doctori sunt mai mulți în ultimul timp, doctori sunt, medici sunt câțiva doctori, suntem 5.000 de angajați în aceste spitale, din care poate românii nu sunt foarte mulți comparativ cu cei 5.000, să zic că sunt în jur de 20-30 de români. Sunt români care ne fac cinste aici, în zona aceasta? Da, bineînțeles, sunt. Oameni muncitori? Cu oameni muncitori care ne fac cinste și care... Putem să zicem că sunt români de-ai noștri și putem să zicem sunt români. Înseamnă că biserica este binevenită aici. Biserica este binevenită pentru că bine, nu eram așa mulți la început, când în 79, în 89 la Revoluție nu eram așa de mulți, dar cu timpul au început să vină și acum suntem destui, să zic așa. Dar, sigur, oamenii sunt ocupați aici, câteodată avem mai mulți, câteodată mai puțin, dar de Paște sunt foarte mulți credincioși care vin la biserică și, în general, încep să vină. Cu logistica dumneavoastră îi mai chemați așa din când în când? Îi chemăm, facem afișe, îi chemăm, încercăm să-i... Cred că un ajutor nebănuit pe care părintele le primește de la dumneavoastră și mă bucur foarte mult. Este foarte prețios să avem un cetățean belgian român în această parohie și sigur că dânsul locuind atâta timp aici ne-a ajutat ca, de exemplu, constituirea ASBL-ului, asociației parohiei noastre să se facă foarte rapid și să avem deci acest statut juridic care e foarte important în procesul pe care îl desfășurăm de a închiria pe termen lung această biserică. Dar între timp în parohia noastră au apărut și cetățeni belgieni pe care i-am primit în ortodoxie aici. Și deci avem astăzi un grup, deja putem spune o mică comunitate de belgieni, foști catolici, actual ortodoxi, majoritatea deveniți ortodoxi în parohia noastră, și care sunt căsătoriți cu românci ortodoxe. Ce alte lovituri mai primește biserica ortodoxă aici, în țara aceasta? Și când mă gândesc la biserică, omenirea în general, pentru că multe din legile care se adoptă aici
De multe ori sunt împotriva familiei, împotriva moralii creștine. Deci există o luptă deschisă împotriva vieții. Există o cultură a morții, care este promovată astăzi masiv prin mass media și care începe cu liberalizarea avorturilor, încurajarea avorturilor, continuă cu eugenia, care a atins niște proporții inimaginabile în țările de jos. Mă refer aici la Olanda, unde există acel protocol din Groningen sau Groningen, cum se pronunță mai corect în olandeză, încheiat de medici ginecologi olandezi și care, nefiind o lege, funcționează de ani de zile. Ce spune acest protocol? Că medicii au dreptul, își arogă dreptul ca dacă un copil nou născut este atins de un handicap și apreciază medicul că el nu va avea niciodată un nivel de viață satisfăcător, vă dați seama, un nivel de viață, da? Atunci, cu acordul părinților, eutanasiază nou-născutul. Se poate numi avort postnatal. Cam și lucrul acesta se practică în Olanda de ani de zile și riscă să se împrăștie ca o molimă și în alte țări europene. Iată, deci, eugenie. Da? Visul lui Hitler, care devine realitate în plină democrație europeană. De la eugenie și până la eutanasie, omul poate fi omorât la orice moment. Fie că suferă de o boală gravă sau incurabilă, care îi produce mai mult sau mai puțin durere, dar am discutat lucrul acesta deja, ei nu cer să fie eutanasiați de teamă de durere, ci mai mult de teamă de singurătate. Fie că sunt oameni depresivi, care în loc să fie încurajați să-și depășească această depresie, sunt încurajați din contră să își încheie viața mai repede, prin eutanasie. Și a fost un caz recent, pe care aș vrea să mă opresc, ca să vedeți până unde poate merge această nebunie legalizată, un caz care a fost foarte mediatizat anul trecut, un cuplu de oameni în vârstă, care avea un singur fiu, și care doreau să fie eutanasiați în aceeași zi, fără să fie bolnavi de o boală incurabilă, fără să sufere ceva deosebit, doar din cauza bătrâneții. Motivele lor erau următoarele. Greutățile proprii bătrâneții, că un bătrân nu mai trăiește la fel de bine ca un om de 20 de ani. Faptul că locuiau în alt oraș decât fiul lor și nu vreau să-i îngreuieze viața fiului, să-i viziteze din când în când din orașul respectiv. Și li se părea un lucru foarte romantic să fie eutanasiați în aceeași zi. Acest cuplu de oameni erau francofoni și au căutat mai întâi un medic în Valonia care să le accepte această cerere. N-au găsit. Valonii, francofonii, sunt mult mai tradiționaliști. În schimb, în Flandra au găsit foarte repede. Să știți că din 5 eutanasii, 4 se petrec în Flandra. Au fost eutanasiați în aceeași zi, cum și-au dorit. Iar fiul lor i-a mulțumit public medicului, care a fost transformat într-un fel de erou mediatic. Și toată această oribilă poveste a fost mediatizată ca fiind ceva extrem de romantic și pilduitor pentru toți. Am auzit că sunt oameni în Olanda, oameni în vârstă, care emigrează în Germania de teamă ca ai lor copii să nu eutanasieze în acord cu medicul pentru a moșteni mai repede averea. Deci vedeți la ce abuzuri se poate ajunge atunci când o astfel de lege strâmbă este votată pentru niște considerente aparent umanitare, fuga de durere, și se poate ajunge la crimă legalizată pentru niște motive extrem de meschine. Părinte, ca preot ortodox, eu cred că nu rău are de spus ultimul cuvânt în societatea umană. Sper că Dumnezeu să ne lumineze, iar rolul dumneavoastră este tocmai să aduceți aici lumina lui Hristos ca să lumineze tuturor. Iubiți telespectatori, mulțumesc în numele dumneavoastră care ați fost martor la o emisiune așa de plăcută. Mulțumesc părintelui că ne-a primit și membrilor Consiliului Parohial că ne-a spus așa cuvinte frumoase. Vă rog să nu pierdeți niciodată emisiunea Misiune și Comuniune, pentru că dorim să aducem înaintea dumneavoastră alte exemple vii din viața bisericii.